Filmul începe în 1964, în Hong Kong, unde ne este prezentat Ip Man, un renumit maestru de Kung Fu. Acesta și-a petrecut întreaga viață, practicând și promovând Wing Chun, o artă marțială clasică chineză. Într-o zi, în timpul unui examen medical, el descoperă că are cancer la gât din cauza fumatului excesiv. În consecință, medicul îi sugerează chimioterapie și îl sfătuiește să se lase de fumat. În scena următoare, vedem un bărbat pe nume Billy care vizitează Academia Wing Chun și este încântat să vadă o fotografia lui Ip Man pe coridor. Apoi se întâlnește cu studenții, dar cei doi se ceartă pe o chestiune de limbaj. Cei doi încep imediat să se bată, dar Billy este repede oprit de Ip Man, care îl doboară cu o lovitură de picioră. Cu toate acestea, Billy se bucură să l vadă și spune că este elevul lui Bruce Lee. El susține că Bruce Lee l-a invitat să urmărească turneul sau din America și îi dă un bilet și o carte scrisă de Bruce Lee. Ip Man ia cartea, dar refuză respectuos biletul, declarând că nu are timp să viziteze America. Cu toate acestea, înainte de a pleca, Billy dă biletul unei dintre studenți în cazul în care el se răzgândește. Între timp, îl vedem pe fiul lui Ip Man, Ip Ching, certându-se cu niște băieți la școală. Mai târziu, directorul îl cheamă pe tatăl său la școală și îl informează că fiul său trebuie să fie exmatriculat pentru comportamentul său. El cere o nouă șansă pentru fiul său, dar refuză și sugerează să-l transfere în străinătate pentru a studia, deoarece nicio altă școală din țară nu-l acceptă în această perioadă a anului. Seara, el îl invită pe prietenul său Fedbulai la casă și îl informează că intenționează să meargă la San Francisco. Deoarece vrea să caute școală pentru fiul său, apoi roagă pe Fedbo să rămână cu fiul său și să aibă grijă de el în tot acest timp. În dimineața următoare, el pleacă spre San Francisco, unde este întâmpinat de un vechi prieten pe nume Liang gen, Pe drum, Ipeman îi cere o scrisoare de recomandare pentru a-i permite fiului său să meargă la universitate. Jen îi răspunde că a cerut asociației chineze de binefacere să scrie o scrisoare de recomandare, dar că vrea să se întâlnească mai întâi cu el. La scurt timp după aceea ajung la Chinatown, unde el întâlnește mai mulți maestri de kung fu. El se prezintă și salută, dar aceștia nu îi răspund corespunzătoare. La scurt timp după aceea, președintele asociației, maestrul Luan, ia cuvântul și cere să-l condamne mai întâi pe elevul său, Bruce Lee, pentru că predă kung fu străinilor și scrie o carte de kung fu în limba engleză. Membrii Consiliului sunt îngrijorați de faptul că străinii vor folosi kung fu pentru a-i contrata pe chinezi. Cu toate acestea, Ip Man nu găsește nicio problemă în comportamentul lui Bruce Lee, deoarece știe că scopul principal al lui Bruce este de a introduce și promova Kung Fu în restul lumii. Pentru că refuză să-l oprească pe Bruce Lee, Wan refuză de asemenea să scrie o scrisoare de recomandare pentru fiul său. Cei doi au apoi o mică luptă care duce la spargerea mesei. Ulterior, Jen îl însoțește pe Ip Man la hotelul său și își cere scuze pentru ceea ce s-a întâmplat mai devreme. El spune că o scrisoare de recomandare este foarte importantă pentru a intra la o școală, deoarece americanii vor doarele bine crescuți. Mai târziu el sună acasă, dar Fedbo răspunde la telefon pentru că Ip Ching este încă supărat pe tatăl său. Între timp, îl vedem pe Oan învățându-o pe fica sa Iona arte marțiale. În seara următoare, Ip Man se duce să vadă turneul lui Bruce Lee, iar Bruce este foarte bucuros să-și vadă maestrul. După turneu, cei doi ies în oraș pentru sărbători cu mâncare și băutură. În timpul conversației, el dezvolă motivele pentru care a venit în America și dificultățile sale în obținerea unui scrisor de recomandare. Cu toate acestea, Bruce îl asigură că îi va spune uneia dintre studenții săi de la drept să scrie o scrisoare de recomandare pentru el. Ulterior, Bruce face cunoștință cu studentul său Hartman, care servește în corpul de marin al sua. Dintr-o dată, un grup de studenți americani la karate apare la restaurant și provoacă la o luptă. Chiar și experții în kung fu acceptă provocarea fără ezitare și continuă, dar așa cum era deșteptat, Bruce Lee învinge fără efort pe începători și este victorios. A doua zi, Ip Man se duce la o școală după ce primește o scrisoare de recomandare de la avocatul lui Bruce Lee. Cu toate acestea, scrisoarea este refuzată deoarece mai are nevoie de scrisoare de la asociația chineză pentru virtute, dar directorul spune că dacă poate plăti școlii 10.000 de dolari, îi se va permite să-și admită fiul fără o scrisoare de recomandare. Între timp, la aceeași școală, Ion este aleasă capitan al echipei de majorete. Cu toate acestea, o fată rasistă și geloasă, pe nume Becky, protestează că nu o merită, dar profesorul o mustră. Mai târziu, în drum spre casă, Becky și-a prietenii bărbați cu ea și toți încearcă să o hărțuiască pe Iona. Iona încearcă să riposteze, dar este rapid învinsă de grup. Becky taie părul lui Iona în timp ce băieții o țin în spate. Chiar atunci, Ipman observă de la distanță și se grăbește să o ajute. Apoi îi bate cu dezinvoltură, făcându-i pe toți să fugă îngroziți. După aceea, Man o consolează pe Iona și se oferă să o însoțească acasă. Pe drum cei doi se prezintă și el îi spune de ce se află aici. Auzind acest lucru, Iona spune că tatăl este maestrul Luan, președintele asociației chineze și că va ajutor de la el. Între timp, Becky se întoarce acasă la mama în lacrimi și arată rana sa. Ea susține că Iona a atacat-o, iar mama îngrozită îl sună pe soțul ei care lucrează la biroul de emigrări și cere să vină imediat acasă. La scurt timp după aceea, tatăl lui Becky, Andrew, sosește și este furios când își vede fica în acele condiții. Mama lui Becky îl pune să investigeze cazul și să pedepsească pe chinezi. Pe de altă parte, Iona se întoarce acasă cu Ip Man și cere tatălui său să scrie o scrisoare de recomandare pentru el. One însă își bate joc de el, acuzându-l că îi manipulează fica doar pentru a obține o scrisoare. Mai mult, Wan îl provoacă la duel și spune că dacă vrea cu adevărat scrisoarea, trebuie să-l învingă. Cei doi încep să se lupte și amândoi sunt extrem de competenți. Cu toate acestea, lupta lor este imediat întreruptă de un cutremur. Însă, după ce cutremurul se calmează, el părăsește ringul, afirmând că intenția sa a fost de a o proteja pe Iona și nu de a obține scrisoarea de recomandare. Mai târziu, una acea noapte, el se întoarce în Hong Kong și încearcă să vorbească cu Ip Ching, dar fiul său este în continuare furios și refuză să vorbească cu el. Între timp, Hartman, un elev al lui Bruce Lee, aduce o păpușă de la baza pușcașilor marini pentru a practica Kung Fu. Cu toate acestea, sergentul Barton sosește și insultă cultura chineză. Hartman încearcă să-l convingă să includă artele marțiale chinezești în antrenamentele lor. Cu toate acestea, Barton se opune acestui lucru, susținând că antrenamentul lor actual de karate este superior. Cu toate acestea, el îi oferă lui Hartman ocazia de a-și dovedi valoarea, punându-l să lupte împotriva instructorului de karate, Colin freter Lupta începe, dar din păcate Hartman este învins cu ușurință de Colin, dovedind aparent afirmația lui Barton că stilul său este superior cum fului. Fu a doua zi, Ion îl vizitează pe Ip Man pentru a-i da o scrisoare de recomandare în care a semnătura tatălui său. Cu toate acestea, el își dă seama că scrisoarea este falsă și o rupe, declarând că nu vrea să fie un impostoră. Mai târziu, Iona îl invită la petrecerea de la mijlocul toamnei din Chinatown, lucru pe care acesta îl acceptă. Între timp, la baza pușcașilor marini, Hartman nu se dă bătut și sfârșește prin a-l convinge pe comandantul unității de importanța cumfului în armată. Comandantul este și el impresionat și vrea ca Hartman să filmeze artele marțiale la festivalul de la mijlocul toamnei din Chinatown. Totuși, acest lucru îl înfurie pe Barton, care îi ordonă lui Colin să participe la festival și să-și demonstreze abilitățile de karate. Scena se mută apoi în ziua festivalului, unde este prezent și iar Hartman filmează evenimentul pentru șeful său. Cu toate acestea, în timp ce spectacolul este în desfășurare, Colin și oamenii se apar și și arată forța de karate pe scenă. În același timp, îl vedem pe One la casă și îi scrie o scrisoare de recomandare pentru Ipching. Tocmai atunci, se știe Andrew, tatălui Becky, care îl acuză pe acesta că se află ilegal în țară și l arestează. Între timp, la festival, după ce își dovedește forța, Colin începe să critique Kung Fu și provoacă pe maestrii să se lupte cu el. Maestrii acceptă provocarea, dar el îi învinge unul câte unul. Dar tocmai când este gata să lovească o femeie maestru, Ipmen intervine și îl doboară. Cei doi se angajează apoi într-o bătălie crâncenă, dar în cele din urmă îi câștigă duelul. Din această cauză, Colin suferă câteva răni grave și este imediat spitalizat. După luptă, Iona află că tatăl ei a fost de reținut de ofițerii de Așa că ea și-a duc imediat la ei. Acolo, Juan este acuzat de Andrew că a falsificat o scrisoare de recomandare pentru imigranții chinezi ilegali. El amenință că îi va aresta pe toți membrii asociației chineze. Unchiul lui Ion intervine și își cheamă prietenii pentru a informa pe toți de iminentă arestare. Cu toate acestea, Barton apare în Chinatown și începe să-i bată pe toți. El se interesează de locul unde se află maestrul Luan, confundându-l cu men și descoperă că acesta se află la biroul de migrări. El se duce apoi la birou și cere ca Oan să fie dus la cartierul general al marinei. Andrew acordă și el permisiunea, așa că Barton îl ia cu forța pe One și îl provoacă la o luptă. Când ajung la bază, ei încep să se lupte, ambii dând dovadă de mișcări excepționale. În cele din urmă însă, Barton îi provoacă o rană gravă lui Juan și sfârșește prin a-l învinge. În altă parte, Ip Man îi duce pe membrii asociației la sala de sport a lui Bruce Lee pentru a-i face bine. În cele din urmă, își dau seama de greșeala lor și cer scuze pentru că l-au judecat atât de aspru. În scena următoare, Ip Man își cheamă fiul acasă, dar acesta refuză în continuare să vorbească cu tatăl său. Astfel, Ip Man îi spune în cele din urmă lui Fatbo care cancer și că nu mai are mult timp la dispoziție, deoarece starea lui se înrăutățește. Când fiul său află acest lucru, el vorbește în sfârșit cu tatăl său, iar Ip Man își cere scuze fiului său pentru că l-a pălmuit. Apoi promite că îl va învăța artele marțiale când se va întoarce acasă. Ip Ching este șocat și începe să plângă la această dezvăluire, dar Ip Man îl consolează și promite că se va întoarce acasă imediat ce își va termina munca în sua. A doua zi, Hardman îl duce în tabăra pușcașilor marini pentru a-l confrunta pe Barton, deoarece insulta Wing Chun și cultura chineză. La scurt timp, cei doi încep să se lupte și la început, Ip Man reușește să-i țină piept lui Barton. Cu toate acestea, deoarece Barton este mai bun din punct de vedere al forței fizice, iar în anterioara lui Ip Man nu s-a vindecat încă, Barton îl bate fără milă, dar el refuză să se predea și în cele din urmă îl învinge pe Barton, câștigând lupta. Ulterior, el câștigă respectul pușcașilor marini, care laudă pentru îndemânarea și forța sa. După acest incident, scrie o scrisoare de recomandare pentru el, dar acesta din urmă respinge oferta, spunând că el și fiul său nu mai intenționează să se mute în San Francisco. În următoarea scenă, Ip Man se întoarce acasă, iar fiul său se bucură foarte mult să-l vadă. Ip Ching îi cere tatălui său să-l învețe arte marțiale, lucru pe care el este de acord să-l facă, cu condiția să-l învețe doar o singură dată. Prin urmare, Ip Ching îl filmează pe tatăl său, demonstrându-i tehnicile sale. Scena se mută apoi în 1972, când legendarul Ip Man cedează în urma bolii sale și moare la vârsta de 79 de ani. Îl vedem pe Bruce Lee participând la înmormântarea sa și prezentându-și condoleanțele, iar filmul se încheie. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!